Luca 15. Versetul 1. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar Iisus le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinile ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierduse. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Iisus a mai zis: un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de averii ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, aducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat, i-a crezut pe grumazul lui și l-a salutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Fiul cel mare era la obor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe omul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ien să mă veselesc cu prietenii mei, iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm. Pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Amin. Doamne Iisuse, vorbește-ne Tu. Deschide-ne Tu inima. Și arată-ne încă o dată cine ești. Arată-te, Dumnezeule, încă o dată în toată puterea harului Tău aici, la stânca. Amin.
În numele Domnului Iisus și te rugăm să zdrobești orice inimă de piatră, Duhule Sfânt. Amin. Și te rugăm Tu să fii acela care să ne pecetuiești pe toți cu mântuire. Amin. Cu viață veșnică. Cu înțelepciune. Cu inteligență. De dragul numelui Tău. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Slăviți să fie Domnul. Frați și surori, stimați ascultători, și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că în această seară am privilegiul să fiu la stânca. Duminica trecută, poate că unii n-ați sezizat, dar am lipsit aici. N-am fost, am fost plecat în misiune. Eu mai ajut creștini care au nevoie, mai ajut din când în când biserici care sunt în criză spirituală și morală. Și duminica trecută am fost plecat la o biserică în județul Arad să dau o mână de ajutor, de fapt, la două biserici. Dumnezeu m-a ajutat și m-am întors acasă întreg. A fost și doamna mea cu mine duminica trecută și trebuie să le spun familiei Bax că și noi am fost sâmbata trecută la Moneasa. Cineva ne-a rezervat, o prietenă a soției mele a rezervat pentru noi acolo o cameră la un hotel, tocmai în mijlocul unui lac. Un hotel pe lac, în mijlocul unui lac. Este ceva nou, vă recomand să mergeți și să petreceți câteva zile în trilul lilul păsărilor. A fost superb, liniștitor și trebuie să vă mai fac așa un pic de apetit. M-am trezit dimineața, bineînțeles, înaintea soției mele. Timpul meu de trezire este dimineața între 6 și 7 și jumătate. M-am trezit, am mai dărdălit puțin în pat. Asta era luni dimineața, că duminica nu permit luxul acesta. Și m-am trezit, am coborât din cameră, m-am așezat undeva pe lac acolo. Este pe lac, cum se numește? Cum? Este un ponton, așa ceva. Acolo sunt mese și am luat micul dejun într-o atmosferă romantică de un singur. După jumătate de oră, aproximativ, am venit și soția mea și ea și-a băut cafeaua într-o atmosferă romantică. Dar a fost super. Vă recomand să facem o drumeție, o excursie împreună la Moneasa. Amin. Aici lăsăm pe fratele diacon să rămână și să țină slujba și noi mergem toți la Moneasa. Ne ducem dimineața și ne întoarcem la slujba de seara. Însă, frații de acolo vă salută. Dumnezeu să ne-a pus pe inimă în această după-amiază Luca 15. Repet, este unul dintre cele mai uimitoare pasaje care s-au scris vreodată în orice tip de literatură. Este un pasaj foarte cunoscut. Însă, Duhul lui Dumnezeu mi-a dat un cuvânt special din Luca 15, un mesaj pe care l-am numit așa, cum nu spune Iisus istoria Fiului Risipitor. Cum nu ne spune Domnul Iisus istoria Fiului Risipitor și ce nu ne spune Domnul Iisus Hristos în istoria Fiului Risipitor. În textul acesta, de data aceasta, aș vrea să privim Luca 15 dintr-un alt unghi. Și să vedem cum n-a decurs această istorisire. Să vedem ce nu s-a întâmplat în pasajul acesta. Miracolul din Luca 15, frați și surori, este și cum a decurs istorisirea aceasta. Dar un miracol la fel de mare este și cum n-a decurs istorisirea aceasta pe care ne spune Duhul Sfânt în capitolul 15. Ce ne spune Domnul Iisus în capitolul 15 este major. Însă ce nu ne spune Domnul Iisus Hristos în capitolul acesta este la fel de major. Cum nu ne spune Domnul Iisus Hristos, istoria și istorisirea Fiului Risipitor este fundamental. Și auziți primul lucru. Iisus nu ne spune, și vă rog să rețineți, Domnul Iisus nu ne spune că Tatăl l-a căutat pe Fiul Său Risipitor pe când era în țara îndepărtată. Nu l-a căutat. Și pentru mine lucrul acesta este foarte important și pentru teologia noastră lucrul acesta și detaliul acesta este foarte important. Mântuitorul Iisus nu ne spune că Tatăl și-a căutat Fiul Risipitor pe când era încă în destrăbire.
întâmplare în țara aceea îndepărtată. Nu. Toate, la Dumnezeu, toate au vremea lor. Este vreme la Dumnezeu de așteptare, este vreme la Dumnezeu de căutare, este vreme la Dumnezeu de alergare, pentru că textul acesta, Tatăl, îl reprezintă pe Dumnezeul cerurilor, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Dumnezeu, să știți că nu ne poate ajuta decât atunci când dorim să fim ajutați. Să știți că atâta timp cât noi stăm cu spatele la Dumnezeu, Dumnezeu va sta și El cu spatele la noi, sau nu neapărat că stă Dumnezeu cu spatele la noi, dar atâta timp cât noi stăm cu spatele la Dumnezeu, Dumnezeu nu ne poate ajuta. Domnul Iisus Hristos în textul acesta ne spune câteva lucruri foarte importante. Fiul risipitor trebuia să-și dorească să se întoarcă acasă ca să fie primit de Tatăl. Și dacă nu înțelegem aspectul acesta, nu înțelegem absolut deloc și nu înțelegem absolut nimic din creștinism. Ce este foarte curios este că în Luca 15, în capitolul acesta pe care l-am citit tot, a trebuit să-l citesc tot, în prima parte a capitolului, Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre două lucruri care s-au pierdut. O oaie și un ban. Acum vă rog să rețineți și aspectul acesta, că este foarte important. Oaia s-a pierdut din lipsă de înțelepciune. Oaia s-a pierdut din neinteligență, s-a pierdut din prostie, din naivitate. Oile, știți că sunt niște animale mai prostuțe decât caprele. Eu la Sibiu am crescut între capre. Taică-miu mă trimitea să pas caprele familiei, că am crescut cu lapte de capră și cu carne de ied, de capră, toate foarte gustoase, și cu brânză din lapte de capră. De aia eu sunt alb. Știți că laptele alb, eu alb. De aia această simbioză. Însă mi-am dat seama că acele animale sunt foarte inteligente caprele, și viclene sunt pe deasupra, și multă bătaie am mâncat eu din cauza caprelor. Vă spun foarte serios. Mă trimitea cu ele să le pasc și eu uitam de ele, mă duceam pe malul Cibinului, la scaldă cu alți copii, la baie, și uitam de ele. Și astea atât de coațe erau animalele astea, atât de șmechele erau, ne trișau. Treceau înapoi Cibinul, apa starului, pe podul de cale ferată, treceau șoseaua internațională care leagă Sibiul de Arad, șoseaua internațională, și ajungeau acasă. Dar până înaintea noastră. Și când caprele ajungeau acasă înaintea noastră, taică mi era păstor, dar știa să le bată bine. Serios. Și când veneam când caprele veneau acasă înaintea noastră, o luam pe copașe. Însă oile nu sunt așa. Oile sunt mult mai prostuțe. În pasajul acesta, Domnul Iisus Hristos ne spune că primele două lucruri s-au pierdut și au fost căutate. Fiul, când s-a rădăcit, n-a mai fost căutat. Și detaliile acestea pe care ni le dă Domnul Iisus Hristos, sau nu ni le dă Domnul Iisus Hristos, în text sunt foarte importante. Oile sunt animale prostuțe și din cauza aceasta neinteligente, naive, păstorul le-a căutat. Însă auziți încă ceva. Banul s-a pierdut, se pare că, din neglijență. Și ăsta a fost căutat. Fiul risipitor s-a pierdut, însă din impertinență n-a mai fost căutat. Oaia s-a pierdut din naivitate, din neinteligență. Banul s-a pierdut din neglijență, a fost căutată și oaia și banul. Însă fiul risipitor s-a pierdut din obrăsnicire, a plecat de acasă în răzvrătire, în nesimțire, obrăsnicie, impertinență, n-a mai fost căutat. Și Domnul Iisus Hristos ne spune în textul acesta că Dumnezeu consideră, frașilor, doamnelor și domnilor, Dumnezeu consideră neascultarea și răzvrătirea ca o crimă foarte gravă și o tratează ca atare. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu plin de har. Amin. Dar să știți că Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu sfânt. Amin.
Amin. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu care este dragoste, însă Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu care este și foc mistuitor. Și nu ne putem permite să ne batem joc de Dumnezeul Harului, slăvit să fie numele. De aceea Domnul Iisus Hristos în textul acesta ne spune că Tatăl nu l-a căutat pe Fiul Risipitor pe când era încă în țara îndepărtată. Dumnezeu l-a lăsat în pace. Dumnezeu i-a sărit înainte Fiului când ăsta se întorcea acasă cu pocăință. Știți că cea mai aspră pedeapsă din partea lui Dumnezeu pentru noi românii, cea mai aspră pedeapsă din partea lui Dumnezeu pentru un om păcătos, știți care este? Să lase în pace. Să facă ce vrea. Una dintre cele mai teribile pedepse din partea lui Dumnezeu, cele mai grave pedepse din partea lui Dumnezeu, este Dumnezeu să te lase în pace. Însă în timp ce Dumnezeu te lasă în pace, El te așteaptă să te întorci la El cu pocăință. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și rugăciunea mea în această seară, știți care este? Doamne, nu ne mai lăsa în pace. În ultima mea asta carte care se intitulează Fabrica de Fericire, am acolo un capitol care se intitulează Doamne, deranjează-mă. Doamne, când o iau razna, deranjează-mă, nu mă lăsa în pace. Doamne, când ador din punct de vedere spiritual, deranjează-mă, nu mă lăsa în pace. Doamne, când fumul păcatului mi s-a urcat la cap și a început să-mi placă păcatul, Doamne, deranjează-mă, nu mă lăsa în pace. Unul dintre cele mai mari favoruri pe care Dumnezeu ți le face este atunci când vine în viața ta, când intervine în viața ta și nu te mai lasă în pace și te deranjează. Doamne, fă-ne favorul acesta și deranjează-ne. Și atunci când dormim spiritual și am luat ora asta, Doamne, deranjează-ne și nu ne lăsa să ne complacem în păcatele noastre. Nu ne lăsa să ne complacem în idolatria noastră. Deranjează-ne. Doamne, deranjează țara aceasta. Și fiți atenți că Dumnezeu a început să deranjeze România, dar românii încă nu-și dau seama. Dumnezeu a început să viziteze țara aceasta, dar încă nu ne dăm seama. Doamne, deranjează-ne. Îți vedeți, Tatăl, în pasajul acesta, nu l-a deranjat pe Fiul cât timp Fiul era departe, în răzvrătire, în impertinență, în nesimțire. L-a lăsat în pace, dar îl aștepta cu nerăbdare. Știți, într-un fel, Dumnezeu tratează neglijența. În alt fel, Dumnezeu tratează neinteligența. În alt fel, Dumnezeu tratează necunoștința, dezinformarea. Însă, în cu totul altfel, Dumnezeu tratează impertinența și indecența. Domnul Iisus Hristos nu ne spune că Tatăl l-a căutat pe Fiul Risipitor cât timp ăsta era plecat în țara îndepărtată. Însă, haideți să vă mai spun încă un lucru foarte frumos și pentru mine foarte important din pasajul acesta, cum nu spune Iisus istoria Fiului Risipitor. Iisus, Domnul, nu ne spune că Tatăl i-a făcut Fiul Risipitor, nu ne spune că în timp ce Fiul Risipitor cheltuia moștenirea care venea tot de la Dumnezeu, nu ne spune că Tatăl i-a făcut Fiului vreo declarație. Aș vrea să vă spun așa, că tot ce avea Fiul Risipitor era de la Tatăl. Și aș vrea să fac o aplicație foarte practică aici, în ceea ce mă privește pe mine. Eu tot ce am, este de la Dumnezeu. Amin. Noi, fie că ne convine, fie că nu ne convine, tot ce avem de la Dumnezeu vine. Amin. Orice dar, zice Scriptura, orice dar bun și desăvârșit, se coboară de la Părintele Luminilor. Amin. Aerul pe care ne inspirăm e de la Dumnezeu. Apa pe care o bem e de la Dumnezeu. Soția pe care eu o am este darul lui Dumnezeu. Fiul pe care eu îl am este darul Duhului al lui Dumnezeu. Să mă învețe Dumnezeu enorm de multe lucruri. Știți că Dumnezeu ne-a dat copii, noi să învățăm pe ei câte ceva, dar și ei să ne învețe de noi alte multe lucruri. Doamne, îndură-te de noi. Însă Domnul Iisus nu ne spune că în timp ce Fiul Risipitor cheltuia averea și binecuvântările Tatălui, cheltuia banii, Tatăl i-a făcut o declarație, când Fiul Risipitor ducea viața aceea destrăbălată, despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, Tatăl nu i-a spus, haide, vino, îți trimit haina cea mai bună.
Când fiul risipitor era departe de voia lui Dumnezeu și de casa lui Dumnezeu, tatăl nu i-a zis, puneți-i un inel în deget. Cât timp fiul risipitor era departe de casă, tatăl n-a zis slugilor, tăiați vițelul cel îngreșat și trimiteți-l că săracul nu mai are, că săracul suferă. Mai ia și niște bani de cheltuială pe deasupra și mai ia și niște bijuterii. Când fiul risipitor era departe de autoritatea tatălui, tatăl nu i-a făcut nicio declarație, fiul trebuia să se întoarcă înapoi acasă ca să audă declarațiile din partea lui Dumnezeu. Fiul trebuia, și așa să învățăm ceva foarte important. Harul. Știți ce înseamnă har? Știți în ce constă harul lui Dumnezeu? Harul constă întotdeauna în ceea ce ajută pe cineva să se pocăiască. Dumnezeu i-a dat har acelui fiu ca să se poată pocăi. Orice om care hotărăște să se pocăiască începe să înțeleagă harul lui Dumnezeu. Orice om care refuză pocăința, habar n-are ce este harul lui Dumnezeu. Harul constă, har știi ce înseamnă? Har biblic, din punct de vedere teologic și biblic, har înseamnă un dar și un favor din partea lui Dumnezeu. Har înseamnă să primești ce nu meriți. Asta înseamnă har. Și faptul că noi suntem aici la stânca, faptul că suntem acum în viață și suntem și sănătoși, se numește har. Amin. Faptul că noi suntem aici o mână de oameni care îl căutăm pe Dumnezeu și am venit să ne închinăm lui Dumnezeu, se numește har, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Știți? Dacă nu vrei să te întorci acasă la Dumnezeu, dacă nu vrei să te întorci sub autoritatea lui Dumnezeu, tu nu știi ce har. Doar un om care vrea să se întoarcă acasă, doar un om care vrea să se supună cuvântului lui Dumnezeu, doar omul acela începe să cunoască harul. Harul întotdeauna este ceea ce mă determină să mă pocăiesc. Harul este întotdeauna ceea ce mă determină să cred. Harul este întotdeauna ceea ce mă determină să stau și să intru sub autoritatea lui Dumnezeu și să părăsesc țara îndepărtată și viața destrăbălată. Doamne, ajută-ne la aceasta! Știați că durerea este un dar al harului lui Dumnezeu? Știați că durerea, da, suferința, durerea, este un dar al harului lui Dumnezeu? Unul dintre cele mai ciudate lucruri din Noul Testament este că, la un moment dat, Pavel, apostolul, tipta mai apostolul Pavel, se trezește cu un sepuș în carne. Un sol al satanei. Era anume durere, anume boală, un anume disconfort pe care se pare că l-avea Sfântul. Sfântul Pavel. Și ca orice creștin normal și adevărat se roagă și spune, Doamne, îndepărtează de la mine țepușul acesta. Și se roagă Sfântul de trei ori, Doamne, îndepărtează, ia țepușul, se roagă pentru vindecare. Și a treia oară Dumnezeu îi răspunde și spune așa, Pavele, harul meu îți este de jos. Știți ce am înțeles eu din textul acesta foarte interesant și foarte profund? Că harul i-a dat lui Pavel o durere în trup, ca să nu se poată mândri. Să scape de păcatul mândriei. Și ce înseamnă har? Înseamnă uneori, și asta este o chestiune care nu prea înțelegem, har înseamnă uneori câte un disconfort în trup, în viață. Tocmai ca să nu mi se urce la cap. Harul înseamnă uneori câte o durere care nu-mi place. Ca să nu mă mândresc și să stau mereu smerit și să încep să cunosc ce este harul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să înțelegem ce este harul tău. Și Dumnezeu îi zice lui Pavel, Pavele, harul meu îți este îndeajuns. Și am îngăduit durerea aceasta, suferința aceasta, disconfortul acesta în viața ta, ca să stai cu mine, să stai lângă mine, să stai sub autoritatea mea și să depinzi de mine. Harul constă în ceea ce ajută pe cineva să se pocăiască, să creadă și să se întoarcă înapoi sub autoritatea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să cazi înaintea lui Dumnezeu. Știi ce? Dacă nu vrei să te întorci la Tatăl acasă, dacă nu-ți dorești să te pocăiești, înseamnă că tu nu-ți dorești cel mai important lucru din întreg universul. Tu nu dorești harul lui Dumnezeu. Orice om care dorește să se pocăiască, știi ce? El primește din partea lui Dumnezeu
Dumnezeu har și harul este favor din partea lui Dumnezeu, îngerii nu știu ce e harul. Heruvimii nu știu ce e harul. Serafimii nu știu ce e harul. Doar noi, fii oamenilor, știm ce este harul. Și Dumnezeu dă harul tuturor celor ce sunt dispuși să se pocăiască. Doamne, ajută-ne și noi să ne pocăim. Amin. Amin. Să mai spun încă ceva. Durerea este un dar al harului lui Dumnezeu. Din când în când suntem copleșiți de durere. Nu doar durere fizică. Durerea sufletului, durerea a minții, durere emoțională. Însă să știți că durerea în multe situații este un dar al harului lui Dumnezeu. Ca să ne ține Dumnezeu smerit, să ne țină dependenți de El, să ne rugăm Lui mai mult. Însă hai să vă mai spun încă un fel de dar din partea harului lui Dumnezeu. La fel de important ca darul durerii, să vă mai spun încă un dar din partea lui Dumnezeu, al harului. Bunătatea este a lui Dumnezeu, este un dar al harului lui Dumnezeu. Observați, durerea pe fiul risipitor l-a împins să se pocăiască și să ducă înapoi la Tatăl. Și a făcut-o, că a fost luminat și a venit în fire. Orice om care își vine în fire, ca fiul risipitor, adică orice om care începe să gândească cu adevărat, se va pocăi, va renunța la păcatul lui, la roșcovele lui și se va întoarce la Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Orice om care își vine în fire, orice om care începe să gândească normal, se va întoarce la Dumnezeu. Fraierii niciodată nu se vor întoarce, însă oamenii înțelepți întotdeauna se vor pocăi și se vor duce înapoi și vor accepta să stea sub autoritatea lui Dumnezeu, dar vor fi binecuvântați de Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Dar auziți, un alt dar al harului lui Dumnezeu este bunătatea. Și lucrul acesta știm cu toții. Acum, fii atent. Faptul că e sănătos înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. Faptul că judeci normal e bunătatea lui Dumnezeu. Faptul că ai servici e bunătatea lui Dumnezeu. Faptul că n-ai servici, tot bunătatea lui Dumnezeu este. Să nu crezi că este altceva. Faptul că ești aici în această însă, fii atent, dacă n-ai servici și n-ai pâinea cea de toate zilele, pregătește-te pentru buzunar. Că așa face Dumnezeu, știi? Dacă nu mai ai pâine, Dumnezeu îți poartă de grijă dacă stai sub autoritatea Lui și îți dă cozonac. Doamne, fii slăvit! Amin. Pentru toate lucrurile. Dar fii atent, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Fii atent, faptul că ești căsătorit e bunătatea lui Dumnezeu. Faptul că nu ești căsătorit e mai mare bunătate din partea lui Dumnezeu. Asta ca să vă încurajez așa pe cei necăsătoriți și necăsătorite, să nu vă pare rău că sunteți necăsătorite sau necăsătoriți tot. Dumnezeu știe toate la vremea lor. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Amin. Însă fii atent. În har, Dumnezeu uneori îngăduie să vină durerea asupra ta ca să te întorci acasă, să te pocăiești. Însă fii atent. Asta este un mod de lucru al lui Dumnezeu. Un alt mod de lucru al lui Dumnezeu este bunătatea. Și fii atent. Când îți merge bine, și toate în jurul tău sunt frumoase și roze și albastru și cerul este frumos și temperatura este doar de 28 de grade, exact cum ne simțim noi mai bine așa. Și când salariul este de 3.000 de euro pe lună sau măcar de 5.000. Știi? Asta este bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu. Dar fii atent, fii atent. Care este scopul bunătății lui Dumnezeu? Bunătatea lui Dumnezeu nu ne obligă la pocăință. Nu. Zice Apostolul Pavel Roman 2:4, zice, nu vezi, omule, că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Amin. Amin. Știi de ce Dumnezeu e bun cu tine? Știi de ce Dumnezeu ți-a dat atâtea binecuvântări? Pentru că astea sunt toate un indicator, astea sunt toate un predicator care te îndeamnă și îți șoptește să te pocăiești. Durerea Dumnezeu a îngăduit-o în viața ta ca să te ducă la pocăință. Bunătatea Dumnezeu a îngăduit-o în viața ta ca să te ducă la pocăință. Fii atent, pe când fiul risipitor suferea, ceea ce trebuia cel mai mult fiul risipitor, atunci când suferea, era să fie primit acasă de tata. Dar face sigur că atunci când fiul risipitor vine acasă, nu e întâmpinat de fratele cel mare, ci de tata. Că fratele cel mare e rău. O ia cu. E rău. Face sigur că atunci când risipitorul se întoarce acasă și în biserică, este întâmpinat de tata. De fratele cel mare.
auzit, i-a citit. Ați auzit povestea aceea despre un soț și o soție și a murit soțul primul și după câțiva ani a murit și soția. Erau amândoi creștini și soțul era deja de mult în Împărăția lui Dumnezeu și a murit și ea. Soția și-a ajuns și ea în Împărăția lui Dumnezeu. Și soția a ajuns în cer, în Împărăția lui Dumnezeu și și-a văzut soțul. Și s-a dus la el și l-a îmbrățișat și a spus, în sfârșit te-am găsit, dragul meu. Dar el, Doamne, am fost căsătoriți până la moarte. Vă las să meditați. Cam așa era fratele cel mare. Acum, nu-ți făcea plăcere să stea lângă el. Era serios. Dar acum. Era serios, muncitor, moral, dar rău. Nu asta este voia lui Dumnezeu. Nu asta este voia lui Dumnezeu. Îți auziți în partea finală a mesajului meu. Să știți că și veselia este un dar al Harului lui Dumnezeu. Suferința este dar, durerea este dar al Harului. Bunătatea este dar al Harului lui Dumnezeu. Dar și bucuria este un dar al Harului lui Dumnezeu. Știți care este nota predominantă în creștinismul autentic? Este bucuria. Mai țineți minte cântarea aia? Bucurați-vă în Domnul, zic, iar zic, bucurați-vă. Bucurați-vă în Domnul, zic, iar zic, bucurați-vă. Bucurați-vă, bucurați-vă, iar zic, bucurați-vă. Bucurați-vă, bucurați-vă, iar zic, bucurați-vă. Nota în creștinismul autentic, nota predominantă este bucuria. Însă sunt unii creștini în bisericile lui Dumnezeu. Care habar n-au ce bucurie. Când un creștin nu se bucură, există una dintre două mari probleme în viața lui. Fie nu-i creștin, doar îi se pare că e creștin. Fie în viața lui este păcat. Știți că păcatul anulează bucuria. Păcatul te scofâlcește, te chircește, îți aruncă. Păcatul este un hoț al bucuriei. Și mai știați că, frați și surori și domnilor și domnilor, atunci când ne trăim viața cu bucurie, trăim și mai frumos, și mai sănătos și devenim și mai longevivi. Cu bucurie. De ce credeți că Biblia ne poruncește? Știați că în creștinism bucuria este poruncă? Știați că în creștinismul lui Iisus Hristos lipsa bucuriei este păcat? Vă uitați-vă pe stradă când vedeți așa că e un creștin. Domnule, ploua, e ploștit, știi? E adevărat că așa sunt mai rare. Dar eu îi mai văd din mașină. Și îl vezi pe stradă, știi, merge amărât, și ploștit, și năcăjit, și morcovit, și constipat, știi, și așa, zici că se prăbușe, se desface, se desface. Bucuria însă este un dar al Harului lui Dumnezeu. Eu cred că biserica adevărată a lui Dumnezeu este o biserică plină de veselie. Amin. Mulțumesc de aminul puternic. Ăștia care dormiți. Bucuria este un har al, este un dar al Harului lui Dumnezeu. Nu se poate să fii creștin autentic și să fii necăjit. Tot creștin. Tot acum. Tot necăjit. Uitați-vă la mine. Eu din născare pot să reușit, dar văd că mă mai strâng. Dar cam așa suntem unii dintre noi. Uite, Adi. Foarte necăjit acum. Ai să-ți strica mașina. Necăjit. Însă bucuria este un har, este un dar al Harului lui Dumnezeu. Se repară și mașina ta. Îți cumpărăm una nouă. Dacă ne suferi, îți cumpărăm una nouă. De jucărie. Dar tot te facem cu mașină, nu te lăsăm în seara asta. Însă vreau să închei să vă mai spun încă un lucru. Mai există încă un mod în care Domnul Iisus nu ne spune istoria Fiului Risipitor. Și ăsta este finalul mesajului meu din această după-amiază. Mai există încă un mod în care Domnul Iisus nu ne spune istoria Fiului Risipitor. Domnul Iisus Hristos nu ne spune istoria aceasta în dreptate și cu dreptate. Am citit o chestiune foarte interesantă despre un faimos predicator, Fred Krepkok, a fost numele lui.
un vestitor, un vestit predicator al Evangheliei lui Iisus Hristos și într-o zi predica din Luca 15 din istoria fiului risipitor, dar a lăsat, a scos din text harul lui Dumnezeu. Și a predicat istoria fiului risipitor lăsând deoparte harul lui Dumnezeu. A lăsat deoparte, a scos din textul acesta mila lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu, răbdarea lui Dumnezeu a dat-o la o parte. Și în versiunea lui, a acestui predicator, în versiunea sa, tatăl merge la fiul cel mare și îi spune așa. Pentru toată munca ta de-o viață. Pentru toți anii petrecuți acasă, pe câmp și în gospodărie. Pentru toată supunerea ta de care ai dat dovadă. Voi tăia pentru tine vițelul îngreșat, vei primi haina cea mai bună și inelul, pentru că doar tu singur le-ai câștigat și le meriți din plin. Și din audiență o femeie sare în picioare și spune și zice: așa ar fi trebuit să fie scrisă istoria fiului risipitor. Corect. Drept. Cinstit. Dar să vă spun, Domnul Iisus n-a spus așa. Domnul Iisus n-a spus istoria fiului risipitor cu spiritul dreptății. Și Domnul Iisus Hristos spune istoria fiului risipitor în spiritul harului. Frați și surori, Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu al harului. Amin. Dumnezeul căruia noi ne închinăm este un Dumnezeu care nu obosește El timpul. Este foarte adevărat și în încheiere trebuie să vă spun și lucrul acesta, că fratele cel mare era plin de resentimente. Și am citit textul acesta că atunci când a venit fiul risipitor și a început veselia, a început bucuria, când a venit pocăit fiul risipitor acasă, și a hotărât să intre sub autoritatea tatălui și să facă tot ce zice tatăl, fratele cel mare, dintr-o dată, s-a trezit plin de resentimente și a venit de la câmp, după masa, seara, obosit tipul și când a auzit veselie, lăteavă pe un rob ce s-a întâmplat și robul exuberant vine și spune, s-a întors fratele tău cel mic și tatăl tău a tăiat vițelul și haina și inelul și bucurie. Și credea că fratele cel mare are o grimasă de bucurie. Dacă acolo fratele cel mare zice, ce? Cine a venit? Destrăbălatul ăla mic? Chicălosul ăla? Pervertitul ăla? Hoțul? Ăla a venit. Pentru asta a tăiat tatăl vițelul cel îngrășat și i-a dat inelul și haina cea mai bună. Fratele cel mare a refuzat să intre în casă. Așteptăm sfârșitul istoriei Siriei. Însă ciudat este că nu știm ce va face fratele cel mare. A intrat în casă? Sau și-a făcut bagajele și a plecat și el de acasă? Nu știm. Domnul Iisus nu ne spune finalul și ce s-a întâmplat cu fiul cel mare. Însă Domnul Iisus ne spune că tipul cel mare, fratele cel mare, sigur nu s-a alăturat petrecerii. Nu-i plăcea bucuria pentru că în inima lui erau alte stări, erau alte păcate foarte periculoase. Fiul cel mare era acasă. Și auziți acum, atenție, frate, surori, atenție, biserică. Fiul cel mare era acasă. Dar totuși nu era în casă. Unde era veselie, har, dragoste, pocăință și iertare. El era acasă, dar nu era în casă și fiul cel mare niciodată n-a avut intimitate cu tatăl cum a avut fiul ăsta care s-a întors acasă pocăit. Niciodată fiul cel mare nu s-a îmbrățișat cu tatăl. Însă când ăsta s-a pocăit, când fiul risipitor s-a pocăit, s-a îmbrățișat cu tatăl și a avut o intimitate uimitoare pe când fiul cel mare, chiar dacă nu plecase de acasă, era un tip harnic, era un tip moral, era un tip drept. Nu știa ce este intimitatea cu Dumnezeu. Pentru că era caracterizat de spiritul moralității și al dreptății. Doamne, ferește-ne de spiritul dreptății umane. Este foarte periculos. Știați că în creștinism nu dreptatea predomină? În creștinismul lui Iisus Hristos predomină harul.
predomină șansa a doua. Predomină șansele multiple. Imaginați-vă că Domnul mi-ar fi dat mie și ție doar o șansă. Sau nu, cinci. Imaginați-vă că Domnul ne-a fi dat doar 7 șanse. Hai că ăsta e număr de sfârșit. Hai să mergem mai departe. Dar imaginați-vă că Domnul ne-a fi dat 14, 7, 8, 2. Câți am mai fi aici? Câți dintre noi am făcut doar 14 păcate după ce ne-am pocăit? Câți dintre noi am alunecat doar de 14 ori sau am căzut doar de 14 ori? Toți am păcătuit de mult mai multe ori. Doamne, fie-ți milă de noi. Amin. Harul constă întotdeauna, frați și surori, în ceea ce ajută pe cineva să vină la Tatăl. Însă termin cu un semnal de avertizare. Atenție la cei ce distorsionează harul. În Tit, la capitolul 2, versetele 11 și 12, Cuvântul lui Dumnezeu face o afirmație din nou foarte provocatoare pentru fiecare dintre noi. Asta este Tit, capitolul 2, auziți? Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și acum auziți? Cum trăiesc oamenii care au experimentat harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu, Tit 2, 11, 12. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat odată cu venirea lui Iisus în lume. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Așteptăm fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos